Consilierii județeni au fost convocați într-o ședință extraordinară a Forului Administrativ Județean pentru a vota aprobarea unui acord de parteneriat între Consiliul Județean Ialomița și Agenția Națională pentru Pescuit și Acvacultură pentru implementarea unui proiect care vizează modernizarea drumurilor județene din zona de vest a județului. Proiectul a fost depus în cadrul programului operațional regional AXA 6, iar necesitatea aprobării în Consiliu reprezintă semnarea contractului de finanțare. Aproximativ 49 de kilometri de drum vor fi reabilitați, iar valoarea acestui proiect este de 25 de milioane de euro, cel mai mare proiect pe infrastructura rutieră din ultimii ani. Proiectul a fost votat în unanimitate de cei 27 de consilieri județeni prezenți la ședința extraordinară. Vă propun spre aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea acordului de parteneriat privind colaborarea dintre Agenția Națională de Pescuit și Acvacultură și Județul Ialomița prin Consiliul Județean Ialomița în vederea promovării și implementării proiectului Modernizare drumuri județene DG302 de la kilometrul 13 plus 865 la kilometrul 37 plus 545, localitățile Drăgoiești, Roșiori, Mobilița, Dridu, DG101 de la kilometru 52 plus 100 la kilometru 37 plus 600, localitățile Dridu, Fierbinstârg, limită județ Ilfov, DG101 de la kilometru 52 plus 100 la kilometru 59 plus 700, Dridu Jilavele și DG402 de la kilometru 53 plus 700 la kilometru 61 plus 740, limită județ Călăraș-Sinești. După cum știți, în cadrul programului operațional regional, AXA 6, îmbunătățirea infrastructurii rutiere de importanță regională, prioritatea de investiții 6.1, stimularea mobilității regionale prin conectarea nodurilor secundare și terțiare la infrastructura TNT, inclusiv a nodurilor multimodale, apelul de proiecte numărul din cadrul programului operațional regional 2016, am depus acest proiect, se află într-un stadiu avansat. Este posibil ca săptămâna aceasta sau săptămâna ce vine să semnăm acest contract de finanțare. Am depășit primele etape de evaluare. Astăzi avem nevoie de acest acord de parteneriat ca să se poată pregăti contractul de finanțare. Dacă dumneavoastră aveți intervenții cu privire la acest proiect de hotărâre, este un proiect important pentru zona de vest a județului Ialomița. După cum ați observat, leagă Călărașul de Prahova, Călărașul Ialomița-Prahova, aproximativ 49 de kilometri. Un proiect în valoare de cam 25 de milioane de euro, poate cel mai important proiect din punct de vedere al infrastructurii de drumuri, dar și din punct de vedere al valorii lui pe care l-a avut Ialomița în ultimii 25 de ani. Dacă sunt intervenții, dacă nu sunt intervenții, propun spre adoptare proiectul de hotărâre. Cine este pentru? Împotrivă? Abțineri? Cu 27 de voturi pentru, proiectul de hotărâre este adoptat.